Sănătate multă! Astăzi suntem la un montaj de ușă de garaj și aș vrea să vorbesc despre profilele de rigidizare Omega. Ce sunt ele? Acestea pe care le-am atins cu degetul. Vedeți, fiecare ușă de garaj în partea dinăuntru, ea vine în forma aceasta albă și cam așa toate ușele. Dacă ușa depășește anumită lungime, undeva de pe la 4 metri încolo, pe lățime vorbesc, atunci e necesar și recomandat să se monteze cu șurube profilele acestea de rigidizare Omega. Ce fac ele? Acum nu-i atâta că îngreună porta, ci au un rol important, așa cum se spune, rigidizează panourile. Cum le rigidizează? În momentul în care ușa e închisă, nu se întâmplă nimica. Se poate de la căldură, mai ales dacă e negru sau culoare închisă în afară, ele să se curbeze într-un fel sau în altul și profilele acestea le țin drepte. Au un rol foarte important atunci când ușa îi de la 4 metri în sus și ea stă deschisă pe tavan. În poziția aceea pe tavan, cum o știți voi, așa, deci să stai în sus. O să vedeți un pic mai încolo despre ce spun eu. Fiind deschiderea mare, de la 4 metri în sus, 4 metri, 4 metri jumate, 5 metri, chiar și peste 5 metri, îi necesar, ia uitați-vă, stă ușa deschisă, în deschis. Vă dați seama că ea e sprijinită doar stânga-dreapta, nu are ceva pe mijloc. Gândiți-vă ca la un tavan, ca la o placă de beton, în care dacă e deschiderea prea mare, nu mai poate să susțină doar zidurile. Și atunci trebuie ceva popici de susținere sau stâlpi de beton. Nu? Au toate magazinele, toate reprezentanțele, toate supermarketurile au așa ceva. Ori aceasta nu-i poți să-i pui în mijlocul garajului un stâlp ca să susțină și nici nu este modalitate. Și atunci, ca să stai drept, fiind susținută doar stânga-dreapta în rolurile acelea care mișcă, îi nevoie ca să nu se curbeze în jos sau de căldură, ca să o țină drept profilele acestea de rigidizare. Nu sunt atât de scumpe dacă vrei să ai o ușă mare și o ușă premium, cum am spune, dar ajută foarte mult, îi recomandat, ea poate să funcționeze normal și fără ele. Dar există riscul să se curbeze și atunci ai nevoie de aceste profile.